Ce au reprezentat femeile în viața dumneavoastră? Asta, așa o să începem, da. Am început. Păi n-am început. Ba da. Da? Mult. Ce au reprezentat femeile în viața dumneavoastră? O permanentă dispută, pentru că femeile mi-au fost prietene, iubite, numai una, Doamne ferește, mentor, sfătuitor, profesor, analist foarte exigent în legătură cu tot ceea ce făceam și tot ceea ce aveam de gând, partener, am spus, cred că nu este foarte grav dacă spun că femeia poate să fie, așa cum spuneam, în cazul meu nu a fost valabil, amantă, poate să fie dirijor, poate să fie o acaparatoare fără milă a întregii personalități. La ce femeie vă gândiți? La femeie, pentru că mai este o femeie pentru mine fundamentală, cea mai femeie din lume, și anume doamna televiziune, care pot să spun și că mi-a oferit tot ce aș fi putut să sper că voi avea în această viață, dar care mi-a mâncat de multe ori și zilele și chiar nopțile și mi-a răpit mult din timpul pe care aș fi dorit să-l petrec cu copiii și în general cu familia. Tatăl meu îmi spunea... Vorbiți cu televizorul, înțeleg. Cu televizorul, nu-mi dați voie? Cu publicul. Da, bineînțeles. Nu pot să mine. Vă spun. Da, nu, publicul. Aș vrea să vă spun că tatăl meu avea o vorbă și mi-o spunea de multe ori cu oarecare răutate și înțelepciune din asta sfătoasă. Bă, băiete, era expresia lui favorită, ai grijă, nu prea te încurca cu femeile prea frumoase, pentru că nu prea e bine. Eu nu i-am ascultat sfatul, am exagerat chiar cu femeile frumoase, chiar în televiziune am avut șansa unor alianțe cu femei frumoase care erau crainice și una dintre ele mi-a fost chiar soție. Am citit o vorbă a caricaturistului Ion Barbu acum 2 zile și care sună așa: la televizor trebuie să apari, nu să te uiți. Corect. Și apariția la televizor este în momentul de față una dintre chestiunile care garantează, între altele, și pe lângă notorietate și pe lângă alte plăceri sau satisfacții, și una de ordin material pe care nu o poți neglija, pentru că trăim într-o societate care este extrem de dibace în drămuirea tainului cuvenit pentru fiecare om în parte. Vă recunoaște lumea pe stradă? Din ce în ce mai puțin, dar mă recunoaște și vă fac o mărturisire, nu prea mă mai recunoaște fizionomic, dar dacă apuc să vorbesc, imediat, domnule Șurescu, ce faceți? Bine, domnule, dar n-ați mai apărut, n-ați mai făcut, n-ați mai dres și, mă rog, oamenii sunt de bune intenții, dar intențiile nu s-au potrivit cu posibilitățile mele de a realiza ceea ce mi-am propus. Ce s-a întâmplat în 1964 în viața dumneavoastră? Am ajuns la televiziunea română. După o pregătire foarte temeinică și după un exercițiu practic de amploare, la radio. Aș vrea să spun că în ceea ce privește pregătirea oamenilor de televiziune, un stagiu la radio la secția de actualități este obligatoriu. Pentru? Pentru toate. Pentru
a înțelege ce este știrea, cum se face știrea, ce trebuie să spună știrea, cum să se spună știrea și în același timp și pentru partea vorbită, pentru prezentare. Partea vorbită, să știți că s-a perfecționat la redacția de actualități, începând să fie prezentată chiar de cei care făceau materialele, în perioada în care eu eram acolo. Deci ei erau tari până în momentul respectiv la capitolul editare. Deci Vornicu e cel care v-a adus în... Nu, m-a primit, m-a luat în primire. În televizie. Și pentru că era nevoie de cineva care să îl degreveze de povara știrilor externe, m-a însărcinat imediat, a zis, tu răspunzi de toate știrile. Atunci era cenzură. Era obligatoriu să dai fiecare buletin de știri, fiecare știre la viză, pe de o parte la conducătorul redacției, pe de o parte la cenzură care funcționa ca atare în fiecare redacție. Astăzi nu e cenzură la actualități, la jurnal? Este la televiziuni? Este o autocenzură și... Nu, dar există o viză și azi, nu? Am îndoiel că există una foarte calificată și foarte potrivită. Nu cred că se pune niciodată problema în legătură cu oportunitatea sau neoportunitatea publicării unui material. Nu se pune problema nici în legătură cu calitatea publicistică a materialelor. Că să zicem subiectele, de ce să-ți iau eu, dumitale, dreptul de a vorbi despre un subiect? Probabil că te-ai documentat, îți asumi și răspunderea pentru tot ceea ce afirmi. Dar în legătură cu calitatea publicistică e neapărat nevoie să vadă unul care știe despre ce e vorba. Noțiunea de cap limpede cred că nu este perimată. De altfel, cea care vine de la ziar. Da. De altfel vreau să vă spun că eu am avut după Revoluție, după Revoluția pe care o știm cu toții, o știți? Ceva ce am trăit și eu, ce mai știam dinainte, ce am verificat a se regăsi și în desfășurarea Revoluției noastre, nu pot să spun că o știu, dar am simțit-o, bun, am trăit-o. Revenim, o să ajungem. Revenim. Deci, imediat după ce s-a terminat cu regimul acela diabolic de stat în redacție de dimineață până noaptea și de noaptea până dimineață, na? Am hotărât să facem un pic de ordine și să intrăm în ture. Și au început turele cam prin ianuarie. Veneau unii la anumită oră. În 90? În 90. Și la un moment dat s-a produs un buletin de știri. Eu eram încă redactor șef adjunct la externe. Și am spus, vreau să văd și eu buletinul. Ai bă, ciur, așa era apelativul pentru mine. Începem iar cu chestii de-astea ca pe vremea lui Ceaușescu. Mă, ți-am spus, asta nu înseamnă că cenzurez, dar vreau să văd și eu ce intră, cum intră, de ce intră și mai ales cum arată ce intră. Păi da, bă, da, acum suntem și noi liberi. Suntem liberi, tinerețe. Dar tu n-ai fost cu mine în timpul vizitelor pentru pregătirea reportajelor prin străinătate? Ai văzut că, de pildă, la CNN există un desk news unde era unul acolo, mai cu moț. Stătea acolo și vedea absolut tot ce intră. Nu înseamnă că respingea, dar știa despre ce este vorba. Politic ați făcut? Acesta este un subiect, după părerea mea, foarte interesant. Sigur că am fost și comunist și membru de partid. Asta nu înseamnă că ați făcut politică, pentru că... Comunist am fost din educație. Nu făceau politică, erau membri de partid. Am cunoscut și mi-am format, așa, să zicem, o gândire... Nu, n-am apucat. Atunci ați fost membru nu de partid. Nu mi s-a recunoscut perioada de ilegalitate, pentru că altfel aș fi avut ceva avantaje, probabil. Adică am fost pe rând pionier, am fost utecist, am fost utemist. La școală eram separați de fete, dar bucuria noastră cea mare, care credeți că era?
activitățile de pionieri și de utecici sau utemiști, pentru că acolo ne întâlneam și nu puteam discuta despre sau nu puteam să ne facem declarații de dragoste, dar să învățăm împreună și să asimilăm tot ce ni se spunea la orele respective. Nu, sigur că n-au fost convingeri toate cele ce am aflat, dar nici n-am scăpat ca unele dintre ele să ne nască cel puțin semne de întrebare. După 89 m-am cam potolit, dar în timp prieteni cunoscuți și chiar oameni de pe stradă, din când în când, așa s-a întâmplat. Bine, dar neata, de ce te-ai retras? Ce? Și când am ieșit la pensie, am zis, dom'le, dar ce-ar fi să fac și eu puțină politică? Și m-a pus dracu să încerc varianta. Dar am ales, după părerea mea, cu bun simț, partidul la care să mă înrolez, și anume Partidul Pensionarilor. Am fost destul de bine primit în rândul pensionarilor și s-au bucurat că vor putea valorifica în avantajul partidului o parte din notorietatea de care mă bucuram, nu numai în București, ci chiar pe plan național. Așa se face că am fost candidatul Partidului Pensionarilor la funcția de primar general al capitalei în anul 2000, și o mișcare isteață care nu mi-a aparținut, dar care a aparținut unui șefului partidului, care mi-a spus, domnul Ciurescu, trebuie să particip, domne, și la funcția de, să candidez și la funcția de consilier general. Candidăm împreună. Și el a fost primul pe listă și eu al doilea. Și cei doi au reușit și am devenit amândoi consilieri generali în Consiliul General al Capitalei. Cât ați luat ca și candidat la primărie? Candidat la primărie, cred că 1,5. A fost un procent cu totul onorabil. Nu? Când a venit caseta cu procesul de la Târgoviște, ce s-a întâmplat? Atingeți un moment important. Trebuie să vă amintiți și dumneavoastră că era o încordare maximă la nivel național, așteptându-se verdictul la proces și nu atât verdictul ca informație, ci cât ca imagine, să se dovada. Știe ce s-a întâmplat. Eu eram în garsoniera despre care am mai vorbit, împreună cu Tatomir. Așa se chema locul, adică garsonieră, să nu cadă cineva că era o garsonieră. Nu, era un loc unde funcționau niște aparate de montaj în care noi eram mai pricepuți ăștia de la actualități și mai operativi. N-a zice că mai profesioniști, dar în orice caz mult mai operativ, lucram mai repede. Și eu căpătasem această misiune istorică. Deodată s-a trântit ușa garsonierii deoparte, s-a deschis în forță. Erați cu? Tatomir. Erați cu Virgil Tatomir. Cu Virgil Tatomir. A deschis, forțat, și a intrat mai întâi vigilios, impetuos și plin de importanță, autoritate și forță, domnul Sergiu Nicolaescu, într-un echipament impecabil de camuflaj și de război atomic, și cu un Kalashnikov care sugera că atenție, aici nu se glumește. Și a poruncit cu un ton stentorial, chiar cinematografic, afară! Toată lumea afară. Toată lumea erau cei doi nenorociți care stăteau acolo de noaptea până dimineața și de dimineața până noaptea. Adică Ciurescu Tatomir. Ciurescu Tatomir. Am ieșit frumos afară și el a rămas acolo și a solicitat sprijinul Corneliei Rădulescu să monteze, să aranjeze caseta. Cum a fost procesul Ceaușescu? Cum l-ați primit? Urât. Urât. Și orice justificare s-ar da în legătură cu necesitatea ca acest proces să fie avut loc doar pentru că trebuia lichidată un pericol iminent și că nu se putea altfel să se aștepte cineva la liniștirea lucrurilor și la încetarea confruntărilor armate
Deci ca să se oprească teroriștii, a fost împușcat Ceaușescu și soția. Era. Întrucât se considera că toată desfășurarea de... Dar stați puțin, mai nuanțați puțin chestia cu teroriștii. Nuanțați-o dumneavoastră. Păi să o nuanțez. Dacă eu stau aici în clădirea asta și cinci adversari de-ai mei sau cinci colegi de-ai mei, da, colegi de-ai mei paznici la o chestiune să nu treacă nimeni pe 50 de metri de stradă, unul din noi trage un foc, i s-a părut lui că e un dușman și ăia ripostează și ei și pe urmă când ăia trag, nu ajungem să tragem unii între alții. Păi știi cine-i de vină aici? Cine? Cine le-a împărțit arme? Păi dar să știți cine le-a împărțit arme, că eu nu știu. Armata, Gărzile Patriotice, Partidul, noul partid, noua forță. Care noul partid? Păi nu era nou partid. Noua mișcare. Eu țin minte momentul în care s-a adus după presiuni ale populației și ale lumii că vor să vadă ce s-a întâmplat cu Ceaușescu, s-a adus caseta la... Eram, ca de obicei, în garsonieră cu Tatomir. Ziarul Scânteia a devenit Scânteia Poporului. Scânteia era totuși ziarul Partidului Comunist Român, da? Și Scânteia Poporului, în 24 dimineața, scria așa pe prima pagină. Toți cei ce pot folosi o armă, la arme. Asta este instigare la omor deosebit de grav, pentru că arma are glonț. Glonțul omoară. Da, și dumneavoastră care îmi spuneți această chestiune, care mie mi-a scăpat, n-am citit presa Scânteia de atunci, mea culpa, știți cine era redactor șef la Scânteia? Nu știu. Eu nu știu cine era redactor șef atunci la Scânteia. Care e relația noastră cu Dumnezeu? Sunt un credincios foarte devotat, dar fără manifestări ca atare. Cred în Dumnezeu. Dar nu fac din asta o chestiune care să fie cunoscută de dumneavoastră și nici din a merge foarte des la biserică. Vreau să vă spun, între altele, că am această credință încă din școala primară, unde eu am învățat religie și eram foarte iubit de preotul care ne preda religie. Și mă lua cu el de fiecare dată în altar și știam aproape pe de rost toată slujba. Nu asta, asta nu face parte din credința propriu-zis. De altfel, în legătură cu credința, eu am o concepție cu totul specială. Nu este credință ceea ce declar, ci credință ce ai în sufletul tău. Aveți ceva să vă reproșați cu adevărat? Imens. Am foarte multe lucruri pe care să mi le reproșez, dar sunt la limita acceptării chiar de mine ca reproșuri. Pentru că am fost un om care a oscilat permanent între omenesc și convenționalul, tradițional și chemările păcatului și datoria vieții sociale și a vieții profesionale și nu știam cum să le împac în așa fel încât să nu fiu ridicol, să nu cad în disgrația apropiaților și în disgrația publicului. Deci asta a fost una din marile temeri. Marile temeri care m-au îndemnat să fac și prostii. Plecarea mea din televiziune a fost o prostie. Pentru că eu trebuia să lupt acolo, pentru că aveam ce să aduc în continuarea activității din televiziune și din redacția de actualități, cel puțin din punct de vedere profesional. Aveam ce să fac și aveam argumente să demonstrez că nu are nimeni dreptul să reproșeze nici cel mai mic lucru. Cât ați stat la televiziune? 22, 23, 24, 25? Eu am ieșit pe 27 din televiziune. La televiziune a început o chestiune care a însemnat un fel de discret embargo. Imediat după ce
pe data de 23 sau 24, nu mai țin minte, a fost numit ca președinte al televiziunii române Aurel Dragoș Muntea. Aurel Dragoș Muntea. În noaptea de 23 spre 24 dimineața, da, Aurel Dragoș Munteanu a avut o întrevedere, o întâlnire cu toți cei care lucrau în studioul 4. O avem. Ei, și cum? Și să nu muncească, să meargă la sectoarele de partid care i-au trimis aici. Nu! 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 De-aia! La un moment dat, după ce s-a mai terminat activitatea propriu-zisă, el m-a luat frumos deoparte și a ținut să-mi transmită un mesaj private, particular. Și a zis așa. Tovarășul Ciurescu, aș vrea să vă spun ceva și să îmi acordați toate circumstanțele pentru cele... Nu e bine să mai apăreți la televiziune. Și am spus, este o dispoziție sau este o dorință? Și a zis, nu e bine în prima fază și după aceea a zis... Poate fi și dispoziție. Pot să știu de la cine? Nu are niciun fel de importanță, dar vă rog să respectați această chestiune. Din acel moment, activitatea mea la televiziune s-a mutat... În spatele camerei. În spatele camerei, dar și până atunci fusese în spatele camerei, că nu m-am băgat în față, nu. În spatele camerei. Și am funcționat zile și nopți de-a rândul, împreună cu Tatomir, în garsonieră, acolo unde soseau toate imaginile din întreaga țară. Deci toate alea erau sistematizate, aranjate, copiate, ca să mai dăm și la corespondenții străini, și trecute într-un registru care nu știu dacă mai există, nu m-a mai interesat. Aveți certificat de revoluționar? Nu. Păi, pentru ce? Păi sunt colegii de-a noastră care au apărut pe post și au certificat de revoluționar. Păi, dar eu n-am apărut. Și ați plecat din mândrie? Am plecat din mândrie și dintr-o șansă care s-a evit și care m-a dat peste cap. Eugen Preda, care ținea foarte mult la mine, a fost solicitat de Adrian Sârbu să-i recomande un tip care știe ceva televiziune din televiziunea română. Și m-am dus la Adrian Sârbu și mi-a zis imediat, lucrez cu mine. Și am lucrat la punerea pe picioare a proiectului pentru Canal 31, Sport. Excelente relații. Și apoi ProTV. Singurul care s-a apropiat ca valoare de celebrul Tudor Vornicu, din punct de vedere al managerierii în televiziune, a fost Adrian Sârbu. Recunosc. Da. Și am făcut această idee. Ce s-a întâmplat? De ce n-am rămas cu el? Asta pot să-mi reproșez și asta pot să vă spun că îmi pare rău. N-am rămas cu el pentru că nu existau încă fondurile necesare ca să acopere finanțele pentru un post de televiziune senzațional. El era într-o continuă căutare de investitori, de nu știu ce, de nu știu. A făcut-o până la urmă. Da, exact în perioada în care el găsise niște... Am fost tentat de frații Păunescu să mă duc să le fac o televiziune. Și în discuțiile prealabile mi-au spus, i-am spus lui George Constantin Păunescu, i-am spus, domne, pentru o televiziune să știți că trebuie minimum 100 de milioane de dolari. Ai banii imediat, te rog să te apuci să faci proiectul. Am apucat, am făcut proiectul, am făcut un dosar pentru licență, am obținut licența și când să facem asta, fâs, bani. Am stricat relația cu Sârbu. Nu iartă Sârbu, iar eu m-am întâlnit cu el după aia. El nu iartă, iar eu n-am cerut niciodată nici un fir de ață și nici nu m-am milogit. N-am putut. Ce să fac dacă nu pot? Dacă aș fi făcut-o, asta m-am gândit așa și eu ca tot omul. Dacă aș fi făcut-o, acum din punct de vedere financiar și material, eram un om făcut. Nu cred că aș fi avut mai puțin de 20.000 de euro pe lună. Mă credeți? Vă asigur că este așa. Mulțumesc. Momentul 68, cum v-a prins și unde v-a prins?
momentul 68 m-a prins aici, în București, mai întâi prin participarea la... Acum, mă refer la primăvara de la Praga, da, 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 și la reacția României față de, da, ce s-a întâmplat. Dacă vă referiți la acest eveniment, unde m-a prins, m-a prins în redacție, pentru că noi studiam toate chestiunile care priveau evoluția evenimentelor din Cehoslovacia și eram la curent cu tot ce se întâmplă acolo, chiar și cu perspectiva de a exista o invazie a prietenilor socialiști. Dar ca eveniment propriu-zis a fost mai întâi meetingul la care Ceaușescu a ținut o cuvântare fulminantă. 21 august, da? 58. Și apoi la 23 august am participat la transmisia directă care se făcea de fiecare dată 23 august, fiind pe vremea aceea Sărbătoarea Națională a României. La sfârșitul acesteia am primit de la Vornicu dispoziție să-mi pregătesc izmenele și tot ce-mi trebuie pentru o lipsă mai îndelungată din țară, întrucât urma să plec în Cehoslovacia. Cu încă doi ziariști, Romulus Căplescu și Tinu. Dumitru Tinu. Cât ați rămas acolo, în Praga? E, aici este toată povestea, că primul care a plecat a fost Căplescu, chemat de urgență la redacție. După aceea s-a hotărât să oferim o posibilitate de un mic concediu și lui Eugen Ionescu, care era practic istovit, transmisese de unul singur atâtea relatări, atâtea, și a plecat și el în concediu. Și a rămas Tinu cu mine. Am rămas împreună, am continuat activitățile curente și în cele din urmă a rămas toată activitatea pe umerii mei plăpânzi pe vremea aceea și am mai stat până prin 25 septembrie. Adică, practic, am stat o lună acolo. Cel mai interesant moment din viața mea. Pot să vi-l relatez? Vă rog. Știți că a circulat intens zvonul și chiar informații care aveau oarecare justificare și acoperire că se încearcă intrarea și în România a trupelor aliate. Ziua mea este la 17 septembrie. Zvonurile circulau tot timpul. În ziua de 16 spre 17 m-am dus la hotel, m-am culcat și la ora 3 dimineață m-am pomenit cu toți corespondenții străini care erau la Praga, plin cu băuturi, cadouri, atenții, nu știu ce, și că să mă sărbătorească. Dar în momentul când au zis că vor să mă sărbătorească, am văzut că toți aveau niște mutre foarte grave și nu știu ce, și unul dintre ei mi-a atras atenția: Ilie, dar să știi că viața ta nu este, sărbătoarea ta nu este foarte fericită. Rușii au intrat în rușii și aliații sovietici, au intrat în sovietici, pardon. Sovietici. E o corectură. Cu tratatul de la Varșovia. Da, 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 da. Au intrat în România. Bineînțeles că am făcut un șoc și le-am spus că nu se poate, ca și ar fi trebuit să știu și să fiu și eu informat. Domne, au intrat, domne. Trebuie neapărat. Dă un telefon la București și află dacă este așa. Eu nu pot să dau un asemenea telefon, pentru că nu pot să dau. Domne, la nu te lăsăm, trebuie neapărat să dai telefon. Cum, nu te interesează ce e cu țara ta? Tot felul de chestii din astea, care mai de care, mai incitante, ca să dă. Până la urmă, m-a pus dracu și am dat telefon, unde credeți, lui Vornicu. La ora 3 și jumătate, 3 și ceva. Dimineață. A ascultat. Ce vrei, bă? Noi aveam un limbaj mai direct, așa, și mai neacademic, categoric mai neacademic. Da, dar nu vă spuneați golănașule. Nu. Bun. Aveam altele tot atât de periculoase. Și am spus despre ce, uite, sunt aici cu corespondenții străini, au venit să mă vadă și să plângă și să mă compătimească și să mă consoleze că au intrat rușii. Și așa mai departe. Să nu te mai prind că mai dai telefoane din astea. Le-am spus
Că e o prostie. Le-am spus tuturor că e o prostie. Să știți că nu m-au crezut. Au fost gelozii pentru felul cum arătați? Gelozii din partea bărbaților care n-arătau atât de bine ca dumneavoastră pe vremuri. Acum, la acest capitol... Adică ați avut probleme pentru frumusețea dumneavoastră masculină? Să nu exagerăm, că n-a fost... Frumusețea mea masculină, dacă poate fi vorba de așa ceva, de o nuanță, de o... Și care înseamnă voce, prestanță, vocea, grăsime, vocea a păr fost frumos și acum, uite. Da, vocea a fost o binecuvântare de la mama, care mi-a adus și mult bine, foarte bine și mult rău, pentru că din această voce s-au tras toate... E ca la Aesop cu limba, nu? Da, limba da, e cel da, mai da. Frumos lucru din lume, nu? Nu mi-a tăiat nimeni limba, dar n-am scăpat ușor cu... Știți ce se întâmplă? Există, nu numai la român, cred, în general, oamenii care se expun și care ajung într-o oarecare notorietate, nu se poate să scape nepiguliți. Ori țineți cont că în perioada respectivă exista o singură televiziune. Iar la televiziunea respectivă existau câțiva care apăreau toată ziua pe micul ecran. Bineînțeles că, drept sau nedrept, notorietatea era de partea lor. Și, în general, eu am avut aprecieri favorabile, dar asta nu înseamnă că n-au fost și oameni care mă înjurau. Mă înjurau în principal pentru ceea ce ei considerau a fi credința mea politică într-un anumit moment. Adică prezentarea directă a familiei Ceaușescu înainte de a intra familia Ceaușescu pe post. Ca da. Să zic așa. Da, așa este. Acum și chiar când era pe post. Și în 20 decembrie 1989, nu? Înainte de... Alea erau anunțurile tradiționale și cel mai... Da, era foarte important cine făcea anunțul, adică putea să-l facă Paul Șolo, Petre Popescu, Lăciurescu... Era un obicei și o spun fără niciun fel de ascunziș și știți că la toate mesajele de anul nou, anunțul care era prealabil cuvântării propriu-zise... Nu știu dacă le-am făcut eu, era foarte rău. Nu știu dacă le făcea altcineva, era foarte bine. Cred că era același lucru. Cam tare conturul. Se vede, mai scade conturul puțin. Se vede, se mai scade conturul. Așa, prea mult. Cu prilejul anului nou... Ne confirmați când merge. Cu prilejul anului nou... Vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Mai facem o variantă, nu? Cu prilejul anului nou, vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu. O secundă aici, o chestie. Nu. Nu, E bine, acum e bine. Cu prilejul anului nou a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. De făcut bine sau rău, cred că v-a făcut mai mult rău decât bine. Aș vrea să vă spun că eu sunt obișnuit că atunci când fac ceva să fac cum cred eu că se citește un text. Și nu este neapărat nevoie, în timp să știți că eu m-am ocupat de pregătirea, acum după ce am dispărut de pe micul ecran, m-am ocupat de pregătirea foarte multor tineri care doresc să fie prezentatori de televiziune. Telespectatorul trebuie să aibă senzația că tu crezi, chiar dacă nu crezi ceea ce spui, pentru că altfel nu are niciun fel de valoare mesajul pe care îl transmiți. Cel mai pretențios și cel mai exigent și cel mai... calificat să spună cum este prestația ta, este telespectatorul. Cine credeți că a fost cel mai compromis? Din 22 decembrie încoace. În zilele.
cei care în cele din urmă, doar prin poziția lor în stat, aveau dreptul să pună ordine și să facă în așa fel încât să nu se întâmple nimic. Armata. Și atunci cum poate să sune legea 341 a recunoștinței în care se vorbește despre revoluția antitotalitară sprijinită de armată? Pe o parte și dintr-un anumit moment armata a sprijinit. Fie doar prin prezența sa și a sprijinit. Dar prezența a garantat că există o forță care este capabilă să restabilească ordinea, iar acțiunile propriu-zise în diverse locuri au avut efecte de-a dreptul devastatoare. De fapt, aș vrea să vă spun încă ceva aici. De fapt, eu m-am exprimat greșit, nu armata, ci anumite segmente, anumite personalități din conducerea armatei. Vă rog să rețineți această corectură, care este, după părerea mea, obligatorie și corectă și reprezintă o datorie pentru mine. Nu am motive să mă feresc. La capitolul limbă română suntem la pământ. Adică să vă dau eu exemple. Aceste elemente erau uitate. Erau tate. Tăierea vocalelor de contact schimbă sensul cuvintelor și se... Toată lumea se grăbește, vor să spună cât mai mult. Uitați-vă la talk show-uri. Sunt atât de preocupați să spună fiecare cât mai mult, încât se suprapun câte doi, câte trei, fără să lase să termine altcineva, doar mai apucat să mai spună o frază. Confruntarea este ideea numărul unu a tuturor acestora. Greșelile gramaticale sunt înfiorătoare la toate nivelurile. De exemplu, se spune pensiile, da? Salariile, situațiile. Ce să... Topica frazelor este amețitoare. Pe locul întâi, în momentul de față, la toate emisiunile de televiziune care sunt interesate mortal de rating în vederea publicității, asta este... Sunt aluziile și subiectele de sex. Sexul vinde, asta e o lege și în publicitate. Da, dar eu am văzut și în străinătate și se evocă foarte, acum, în ultimul timp n-am mai văzut, dar cine știe, poate nu ar fi chiar așa de mare accentele. Nu erau pe vremea când eu mă uitam la televiziunile din toată lumea. Chiar așa. Domnul Ceres, politica se face și cu sex. Uitați-vă de la John F. Kennedy la Dominic Strauss-Kahn, nu? Păi da, ei făceau politică acolo. Sau de la Clinton la Dominic Strauss-Kahn. Politica se face și cu ajutorul sexului. Pot să dărâm un om folosindu-i... Da, aș vrea să vă pun și eu dumneavoastră o întrebare. Uite, pe un subiect și pe care l-ați evocat dumneavoastră. Da. Clinton și cu tânăra copilă, cu celebra țigă. Așa a început. Mai este nu, dar ce fel de popor este poporul american care după ce se dovedește așa ceva, îl mai lasă pe ăla să funcționeze președinte? Ziceți și mie dacă e admisibil așa ceva. Nu sunt convins că această convorbire va fi privită cu bunăvoință de toată lumea sau de foarte multă lume. Bun, se va recurge din nou. Vă mai întreb ceva. Vă rog. Ce prieteni v-au mai rămas astăzi din televiziunea română? De exemplu, este unul care se numește Mihai Carangel. N-am motive să nu consider că Șoloc mi-a rămas prieten, deși? Deși nu ne vedem foarte rar, că înainte ne vedeam zi de zi. E, uite, m-a spus Nicolae Melinescu. Trei. Or mai fi, dar nu... Cine știe ce... Mai vie din personalul tehnic, montări...
Montajul l-am avut. Așa. Îmi dați voie să continui ideea? Da. Se va... Va funcționa din nou ignoranța. Se va spune iarăși, cum îndrăznește ăsta lingăul lui Ceaușescu, îi vândau de pe forum toate... Plin de privilegii care s-a plimbat peste tot în lume. Dom'le, plimbatul peste tot în lume, știți ce a însemnat? Nici o șansă să văd ceva din ce se întâmplă în lumea aia în afară de contactele la nivel înalt. 2. Privilegii. Niciun privilegiu. Ilie Ciurescu nu a intrat în niciun magazin cu circuit închis din România. Și el făcea rost, e adevărat că era ajutat un pic de notorietate, dar făcea rost de tot ce reprezenta mâncare și alte produse, exact din aceleași locuri în care făcea toată lumea. Ilie Ciurescu nu a primit niciodată diurnă mai mare decât primește cineva. Știți cât era diurna la început? $12 pe zi. Știți cât a fost diurna după ce s-a constatat că funcționează principiile reciprocității, că noi îi găzduim pe cei s-a care vin. S-a tăiat și mâncare. Da. Ni se dădea $2.70 pe zi. Verificați. Dacă, nu, dacă mint, să anunțați la televiziune. E adevărat. Când plecam în străinătate, eu nu puteam să mă întorc la copii cu mâna goală. Și mă duceam și schimbam la Lido, la Atene Palace, în diverse locuri unde se putea face chestia asta, $100 și luam cu mine ca să pot să cumpăr. Cu $2.70 ce puteai să faci? Și pe ei strângeam. Dar de fumat trebuia, ne-l mai luam de acasă. Bun. Ce alte privilegii puteam să am eu din această chestie? Ce? Am fost făcut șef? Activitatea mea profesională nu mă îndreptățea să ocup funcția de redactor șef adjunct? Eram cel mai vechi dintre ei. Am parcurs, așa cum ați spus și dumneavoastră, toate etapele. V-ați enervat un pic. Am avut, da, știți de ce m-am... Nu m-am enervat de acum, mă enervez de ideea în sine. Pentru că astea sunt rezultatul zvonurilor sau bârfelor care au circulat. O înjurătură fantastică, s-a plimbat în toată lumea și a văzut și... Păi uite, domnul Serghei Celac s-a plimbat în trăsură, el stând într-o parte și ceilalți doi înghesuiți în partea cealaltă. Adică regina și cu Ceaușescu, regina Angliei. Și a ajuns pe urmă ministru de externe. Păi eu după 22 decembrie. Da? A fost ministru de externe. Dumneavoastră considerați că după decembrie 1989 trebuia să mă strecor și eu puțin mai... Dar să știți că am avut performanțe. Am contribuit la lansarea postului de televiziune Canal 31. Am fost director general adjunct, adică omul care s-a ocupat efectiv de el și este strămoșul lui ProTV. Și am obținut licența pentru postul de televiziune care se numea Tele 3, dar acum este postul B1 TV. Foarte frumos. Și una, și unul și celălalt. Și într-o situație și în cealaltă am dat dovadă de o slăbiciune și de o lipsă de orientare, de tehnică, de tactică și de strategie groaznice. Întrucât întârziau să vină banii ca să mergem mai departe după licență, mă retrăgeam de fiecare dată, făceam eu pe intransigentul. Au mers posturile excelent și uite că... Sunteți totuși profesor la TV da. Academy. Nu mai funcționează TV Academy, dar... Bun, sunt multe vedete care v-au trecut pragul. Asta este o bucurie ceva. Și vă mai spun un secret. Există această idee a recunoștinței. E și o lege. Nu, recunoștinței față de da? Victimele Revoluției și luptătorii cu mente deosebite. Mă refer la altă lege a recunoștinței, la legea bunului simț.
nu înseamnă că dacă am avut atâția elevi și mulți dintre ei s-au realizat, toți își amintesc foarte des de mine. Dar mi-amintesc eu de ei de fiecare dată când îi văd și nu e recunoștință mai grozavă decât să îți dai seama, să-ți amintești și să te mângâie puțin ideea că ai avut o contribuție foarte mică. Ba, unii dintre ei se jenează să spună că s-a pregătit cu... Bineînțeles că eu recunosc că a fost o contribuție minoră, că ei, din definiție, erau foarte talentați și că știau aproape tot despre televiziune și ce a fost contribuția mea a fost așa, niște nuanțe, niște subtilități, niște... O zi frumos. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru idee. Dar tot mai adaug ceva. Vă rog. Mă hotărâsem să nu... dau interviuri. Și am făcut-o numai pentru că era vorba de televiziunea română și fără să considerați că vă perii, că n-am niciun motiv și că era vorba de dumneavoastră. Nu pot să mă desprind de această... N-am putut să mă desprind de această instituție. Ea a fost... adevărata mea soție. Prima mea soție. Prima iubită. Cea mai amantă dintre toate. Pentru că orice s-ar fi întâmplat în viața mea de zi cu zi, orice s-ar fi întâmplat în viața de zi cu zi, eu tot la televiziune mergeam. Dacă nu mergea o chestiune, dar la televiziune și am slujit-o cu foarte multă pasiune. Ea nu m-a dezamăgit, dar unii dintre oamenii ei, da. Și asta numai datorită unei binecuvântări din partea mamei mele. Că știți ce jenă mi-era când am venit la televiziune? Nu știam nici un milimetru din ce înseamnă televiziunea. M-au luat pentru voce și pentru un mod de a vorbi cât de cât rezonabil. Vocea, mama a fost, mi-a dat vocea și mi-a făcut un bine și m-a ajutat și în bine și câteodată în rău. Da? Imens a trebuit să muncesc. Nimeni nu spune nimic despre asta. Și să suport foarte multe insulte, dispreț, nemulțumiri, aprecieri jignitoare pentru că... nu mă pricepeam, nu știam nimic, domne, nu știam absolut nimic. Bița, o știți pe Bița? Ați auzit de Bița? Când m-a prins prima dată în montaj, m-a trecut prin toate înjurăturile din obor, Pantelimon și nu știu ce. M-am îngrozit și m-am dus la Vornicu, care era șeful meu. Și a zis, bă, tu ești nebun, Păi asta este meștera montajului. Vine din ce mai... Du-te, bă, și pupă-i mâna și cere să te ierte. Că eu îi cerusem toate enormitățile. Știți cum se lucra cu planurile pe cuie și pe nu știu ce. Și spunea, acum vreau să pun planul ăla. Du-te, dracului, de tâmpit. Cum să pui planul ăla? Nu merge, că tu n-ai avut transfocare. Numai așa m-a spus. M-am dus și am devenit prieten foarte bun și de fiecare dată își amintește. Veni-se-i tu, fătălău cartierului să... Da. Spuneți-mi o întrebare pe care ați vrea să o auziți din gura mea. Nu vă mai spun întrebarea, pentru că, știți, s-a întâmplat această întrebare. Eu am, pe parcursul discuției noastre... S-a produs și întrebarea și am dat și răspunsul și vă voi spune off record care fusese întrebarea. Vă deranjează? Nu, sigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru ideea acestui interviu și dacă nu este foarte incomod, aș dori să vă rog să, dacă nu este incomod pentru dumneavoastră, să-mi dați și mie o copie să las la nepoții mei pe care îi iubesc, Maria și Cristinel. Mulțumesc. O zi frumoasă. Cele bune.